Salutare, suflete dragi! Bună dimineața, viață! Bine ne regăsim la mesajul zilnic venit din infinit. Sper că acest mesaj vă găsește cu inima plină de voi, da? Pentru că acolo este despre voi, despre casa voastră, despre lumina sufletului vostru și, bineînțeles, cu cât sunteți mai plini de voi, cu atât în inima voastră pot încăpea și alte suflete sau experiențe de viață. Astăzi avem un mesaj foarte frumos de la oracolul sufletului, un mesaj care ne vorbește despre noua conștiință cristică, iată această imagine. La bază se vede această pădure întunecată care reprezintă nopții întunecate ale sufletului vostru prin care voi ați crescut, dar aceste nopții întunecate ale sufletului, exact cum am spus, nu v-au fost date degeaba, v-au susținut să creșteți pentru a putea să ajungeți la soarele de iubire, la conștiința cristică care s-a integrat în ADN-ul vostru, în inima voastră, și strălucește până în cele mai înalte. Îți amintesc, drag suflet, că vei găsi mesajul complet pe pagina mea de Facebook, Gabriela Camelia Popescu, unde vei găsi de asemenea citirile energetice personalizate pe care eu le realizez, picturile mele și multe alte evenimente, printre care și taberele pe care le creez, cursurile pe care le creez, toate acestea fiind instrumente de lumină pentru a ne susține să comunicăm cu planurile subtile, pentru a putea să manifestăm aici în materie cât mai multă armonie și să parcurgem călătoria planului divin pe care l-am ales în infinit. Și haideți să discutăm despre acest mesaj. Acest mesaj vine să-ți transmită că este timpul să te iubești, să te accepți exact așa cum ești, pentru că tu ești măreția absolutului în manifestare aici pe pământ, a sursei vieții, a lui Dumnezeu, cum vrei tu să numești, întregul eu sunt. Ai trecut prin foarte multe teste divine în călătoria ta și aceste teste este clar că vor continua. Dar este important să vezi cum te raportezi tu la ceea ce se întâmplă în viața ta. Te-ai îndoit de foarte multe ori de capacitățile tale, prin care tu îți gestionai propria viață și continui să ți-o gestionezi. Probabil că ți-ai spus de foarte multe ori că nu e suficient de bun, de bună, că nu meriți, că nu poți. Și uite, așa ai lăsat să se deruleze în călătoria ta programe limitative care au venit prin subconștientul tău. Aceste programe limitative care poate le-ai primit ca zeste de la familie, de la societate, de la religii, sau poate că ai venit cu ele din alte vieți și sunt în memoriile tale, din câmpul tău de lumină. Dar prin aceste programe limitative ți-ai sabotat propria ta călătorie. Așa că te invit și te invit să faci acest lucru zilnic, să îți iei câteva momente de comuniune cu tine. Este foarte important să te conectezi zilnic cu inima ta și să vezi ce simți tu acolo, da? Zilnic, intră în comuniune cu inima ta, ascultă-i cântul, ascultă-i vocea, da? Pentru că vocea inimii tale are o voce, are o vibrație care reverberează în toate universurile. Inima ta, da, este ascultată și este la unison cu Marea Inimă Universală, conectată la toate universurile. Ascultă și simte acest dans suav al băteilor inimii tale și vezi ce simți. Cine crezi tu că face ca inima ta să bată? Întreabă-te, cine ești tu? Inima ta bate pentru că este viețuită. Este viețuită de suflul cel viu care te animă, adică de divinitate, de întreg, de absolut. Și dacă divinitatea trăiește în și prin tine și te respiră, cum poți tu să te vezi greșit
greșită pe această planetă. Cum poți tu să vezi divinitatea din tine într-un mod eronat și distorsionat, care să saboteze călătoria ta? Cum poți tu să spui absolutului, sursei vieții din tine, că nu poate să facă anumite lucruri, că nu merită, că nu este suficient de bun, de bună? Ei bine, este timpul unicului acum. Renunță la a te mai vedea separat, separată, de întreg. Tu ești măreția lui, manifestată și nemanifestată prin miliarde și miliarde de fațete. Prin tine se împoprește jocul său sacru divin, prin care el se cunoaște pe sine. Ce miracol! Onorează-te, suflet divin, și iubește atributele divine prin care este dat să te manifeste aici pe pământ. Pentru că se amintește, am să spun acest lucru zilnic, tu ești un creator, o creatoare de miracole, pentru că în fața unicului nu există imposibil. Deci, universul este o sursă infinită de măreție, de iubire necondiționată, de posibilități la care tu ai acces printr-o singură respirație conștientă și printr-o singură alegere. Este important ca tu să alegi în fiecare zi pentru tine, să alegi în mod conștient, să știi că totul este la îndemâna ta, că ești propriul artist al propriei tale vieți și că poți să pictezi pânza vieții tale prin culorile sufletului tău, exact așa cum alegi tu. Viața ta aici nu este o întâmplare, nu este un hazard. Poți să trăiești conștient, știind că ești o creație a întregului care exprimă măreția tuturor universurilor existente. Dai seama câtă putere și câtă măreție este în tine, drag suflet. Îți dai seama cine ești tu, un miracol al cerului și al pământului, animat și binecuvântat de Duhul Sfânt. Câtă bucurie! Așa că, drag suflet, dă-ți voie, întreabă-te cum poți tu să-ți manifeste atributele divine aici pe pământ pentru a-ți face călătoria mai frumoasă și este important să vezi și să simți prin inimă, adică să fii aici pentru a susține viața prin darul care ești tu pe acest pământ, pentru că contribuția ta este valoroasă și contează. Și aș vrea să-ți propun să scrii în comentariile din acest video, să te gândești ce atribute divine manifesti tu aici pe pământ și cum susții tu prin aceste atribute divine ale tale, care să știi că sunt unice în acest univers. Amprenta ta energetică este unică, modul tău de a manifesta atributele divine este unic, nimeni nu poate manifesta atributele divine cum le manifesti tu. Pentru că fiecare suflet are esența sa proprie și prin esența noastră proprie, fiecare dintre noi aducem contribuția și formăm întregul aici pe pământ. Foarte, foarte frumos. Și acum o să folosim oracolul iubirii universale să primim un mesaj suplimentar pentru noi, un mesaj care să ne călăuzească în această zi. Cartea Visare. Se pare că acum în viața ta există o situație de viață pe care tu nu o înțelegi. Ți se pare că toate lucrurile sunt întoarse, inversate cu susul jos, o situație care ți aduce neclaritate, în care nu înțelegi sensul, este ceva ce nu ți este cunoscut, știi că nu ai mai experimentat așa ceva și știi că tu la rândul tău nu ai creat în această călătorie. Ei bine, acest înger, iată, te reprezintă pe tine cu un văl deasupra ochilor
Structura egotică nu îți permite să vezi adevărul din această situație. Iată, lacrimile curg, da? Plânsul este un bun catarsis emoțional care ne ajută să eliberăm, să transmutăm anumite emoții care nu pot fi transformate în sentimente nobile. Și iată că ești ajutat, drag suflet. Ești ajutat din infinit. În timpul somnului se lucrează în structurile tale energetice pentru a transforma această situație de viață care cel mai probabil provine din memoria timpului, din alte vieți, în alte vieți anterioare, și pentru că tu nu poți să gestionezi într-un mod armonios și optim această situație, ți se pare că este prea mult pentru tine. Îngerii vin în timpul somnului, în timp ce tu călătorești astral, și te susțin ca să vindeci această situație. Și este minunat când se întâmplă așa, să știi, drag suflet, că nu foarte multe suflete sunt binecuvântate să fie ajutate într-un mod atât de armonios să se lucreze în structurile lor în timpul somnului. În timpul somnului, dacă noi ca vibrație avem o vibrație pură, curată, suntem ajutați de către îngeri, ni se purifică chiar bagaje karmice. Dar este important ca noi să avem inima pură și armonioasă și să nu fim doar pentru noi aici pe pământ. Bineînțeles că această călătorie începe cu noi, prin a ne accepta pe noi așa cum suntem, prin a nu ne mai vedea greșiți, prin a ne iubi, prin a ne onora, a învăța iubirea de sine, pentru că atunci inima noastră să poată cuprinde și alte suflete și situații de viață, exact cum am spus și la început. Doar ajungând la această iubire și onorându-ne pe noi, putem să îi iubim și pe cei din călătoria noastră și să manifestăm aceste atribute divine într-un mod armonios și optim pentru ființa noastră. Și acum aș vrea să te gândești la o situație de viață la care tu dorești un răspuns și haideți să vedem ce ar face iubirea în locul tău acum. Vom extrage un mesaj din această carte scrisă de doamna Ana Aurora Șunc. O actriță undeva plânge. În lumea aceasta, dacă nu ești cineva, trăiești degeaba. Cine să mă vadă și cine să mă aprecieze când primesc doar roluri mici și neimportante? Cum ar proceda iubirea în locul meu acum? Iubirea o aude și taci, o privește lung, cu bunăvoință și îi răspunde cald. Nu există nimic lipsit de importanță, toate rolurile sunt la fel de importante. Toate te ajută să te desăvârșești. Eu îți pot spune să fii liberă și să te simți iubită, frumoasă, talentată, indiferent ce rol ai avea. E doar un rol, doar o lecție și o înveți pentru tine, nu pentru ceilalți. Și ești cineva în care te descoperi cine ești și te descoperi în tine, nu în cei din jur, nu în aprecierea lor, pentru că poate ei nu te văd așa cum ești tu în esența ta. Ești o manifestare a ființei care se desăvârșește pe ea însăși, dăruind libera frumusețe privirii ei. O privire care exprimă bunătate și pace, mai ales pace. E sublim, sublim. Oriunde ne-am afla, este important să ne vedem, oriunde ne-am afla, este important să știm că este o misiune prin tot ceea ce facem. Nu contează statutul nostru social, statutul familial, nu contează. Oriunde ai fi, tu contribui prin ceea ce ești, pur și simplu, prin gândurile tale, prin cuvintele tale, prin manifestările tale, pentru că foarte multe suflete când se gândesc la misiune, se gândesc că trebuie să înfăptuiască miracolul, nemai văzutul, nemai auzitul, ca să fie o misiune. Nu, misiunea ta este exact acolo unde ești tu acum. Întotdeauna ești la locul potrivit, în situațiile potrivite de viață, cu persoanele potrivite care te ajută să-ți manifesti planul divin pe care l-ai ales înainte să te întrupezi. Este minunat că se întâmplă așa, pentru că noi nu putem să contestăm acest lucru. Nu există dezechilibru sau disarmonie în univers. Totul este într-o armonie deplină și tot mereu se echilibrează.
Absolut totul. Balanța trebuie să fie exact așa, nu una mai sus, una mai jos. Iată o carte vindecătoare, mesaje cristice, primite sub formă de channeling de doamna Aurora Șumpă, o carte foarte dragă mie. Privește aici, privește aici lângă inima ta. Este un foc ce arde de la început. El este cu tine, te însoțește. El este iubirea primordială, el este iubirea divină care nu te-a părăsit niciodată. Chiar și când tu nu știi cine ești, privește aici și reîntregește-te. Ești ființa unică, pură, desăvârșită. Boala, suferința, chinul trupului nu poate să te oprească. Ești cine ești și tocmai pentru asta totul este posibil în viața ta. Să fii sănătos din nou sau, dacă e prea târziu, să fii liniștit. Privește focul de lângă inima ta, căci acolo este esența ta, este puterea ta. Simte cu putere că acel foc îți aparține, că ești tu, că este puterea ta, forța ta specială care poate să învingă totul. Din același foc sunt făcute galaxiile. Este de natură divină, căci vine din puritatea iubirii divine. Simte-l, integrează-l, simte-l în interiorul tău ca făcând parte din tine. El te apără, te protejează, el te vindecă, pentru că în el eu sunt unit cu tine, pentru că focul sunt eu. Da, simt cum se deschide chakra inimii de la aceste mesaje și mereu mă emoționează când sunt transmise și scopul lor este să vă deschidă inima și să vă ajută să vă susțină, să vă vedeți esența, să vă conectați la adevăratele atribute divine. Pentru că voi sunteți ca niște nestemate în această lume, niște nestemate ale divinității și aveți dreptul la măreție, aveți dreptul la strălucire, dar atenție, totul prin smerenie. Vă zâmbesc și aștept comentariile voastre, da, despre atributele divine, ce fel de atribute divine manifestați voi aici pe pământ și cum aduceți contribuția prin ele. Să știți că aceste comentarii sunt valoroase și pentru alte suflete, pentru că sunt o contribuție a voastră prin propria voastră experiență la întreg și pot inspira alte suflete și le pot călăuzi atunci când este nevoie. Și dacă consider că acest material poate susține și un alt suflet, poate alina, poate împuternici, poate aduce zâmbete, am să te rog să-l distribui tu acolo unde este nevoie. Îți zâmbesc și doresc să fii prin autenticitatea ființei tale și nu lăsa această lume să te schimbe, ci fii un alchimist, o alchimistă a acestei lumi, lucrează în mod conștient cu materia, pentru că materia ți s-a dăruit ca să lucrezi cu ea, să-ți fie un instrument de lumină, nu să devii sclavul acestei materii prin a crea atașamente. Deci consideră această lume, situațiile de viață, experiențele tale, oamenii din viața ta, instrumente de lumină, da? Dar nu te atașa. Îți zâmbesc.